Litoralul românesc se transformă de la 1 iulie într-o destinație greu de atins pentru mulți dintre români. Prețurile vor crește chiar și cu atenție, 40%. Iar o noapte de cazare ar putea ajunge astfel și la 1500 de lei în hotelurile de 4 sau 5 stele. Colegul nostru Viorel Matei vine cu toate detaliile. Bună dimineața, Viorel! Bun găsit, doamnelor și domnilor, bun găsit tuturor! Cine și-a rezervat deja sejurul la mare este norocos, pentru că prețurile au început să crească odată ce ne apropiem de data de 1 iulie. O cameră la un hotel de 3 stele costă de la 290 de lei la 330 de lei. Iar când vine vorba de hoteluri de 4 stele și de 5 stele, pretențiile cresc, dar și prețurile cresc pe măsură. O cameră la 4 stele și la 5 stele începe să coste de la 500 de lei pe noapte și ajunge până la 1500 de lei pe noapte. Românii sunt sfătuiți să se îndrepte către agențiile de turism, pentru că acolo primesc servicii avantajoase înainte de călătorie, dar și pe toată durata sejurului. O agenție de turism îți găsește un preț mai mic la cazare, dar și la transport, plus alte facilități în funcție de hotelul pe care îl dorești. Sfatul nostru și al agenților de turism este să nu mergeți direct la recepția hotelului, pentru că acolo găsiți prețul cel mai mare. Ne apropiem de 1 iulie, când toate tarifele cresc pe litoral, este un prag psihologic și copiii au luat vacanță și cererea de sejururi hoteliere este din ce în ce mai mare, așa că firesc și oferta crește în valoare. Cu alte cuvinte, vom plăti prețuri mai mari pe măsură ce ne apropiem de mijlocul verii sau vârful de sezon, cum se spune aici pe litoral. Atât deocamdată, la revedere!